Bună ziua, bine v-am găsit. Am uitat uneltele, mă duc să le aduc. Iată, am revenit, n-am fost pregătit 100%. Aici avem rama, pot boci, v-am arătat cum le-am adăugat bocilii. Acum 3 zile le-am adăugat la curățat. Transfazarea n-am filmat-o, fiindcă nu prea pot să filmez exact cum iau larva, cum o las, dar pot să vă zic câte ceva despre transfazarea asta sau mutarea larvelor pentru cei care încearcă și n-au mai încercat. Colonia de la care luați larve să fie bine hrănită înainte cu câteva zile, ca larvele să aibă lăptișor suficient. În momentul în care luați larva, o luați cu lăptișor frumos, nu adăugați în celule nimic și o lăsați în cupule foarte frumos. Larve în formă de banană, băgați, eu folosesc cea lansetă chinezească și bag prin spatele larvei, o iau frumos și o așez în cupulă. Acum vreau doar să vă arăt câte larve am luat în creștere, sau dacă sunt luate în creștere, și să verific câtă proteină au aceste albinuțe. Suntem pe data de 4 iunie, în caz că n-am zis, anul 2023. Aici este o colonie mare și ia să vedem. Am luat fumul, dau un pic, nu foarte mult. Ele îngrijesc acum acele larve care le-am dat eu. Adică sperăm, da? Sperăm și să vedem dacă creșterea în prezența reginei, nu cu starter, nu cu finisor, ci aici avem și finisor, adică avem și starterul și finisorul, aici le va căpăci, fiindcă regina este prezentă, despărțită de o gratie. Mă mișc ușor, dacă până acum lucram încet, acum o să lucrez și mai încet. O frumusețe! Ochiul meu spune că toate sunt luate în creștere. Haideți că vin aproape. O frumusețe! Deci la 36 de ore de... Așa, să se vadă. La 36 de ore, astea sunt toate luate în creștere. Da? Foarte frumos. Da, nici nu mai deranjez. Deci, vedeți, albina foarte frumos le îngrijește. Deci asta este treaba cu măcilii crescute în prezența reginei. Nu tu cu orfanizare, cu scoaterea reginei, n-are nicio treabă. Iată ce frumos, luate 100% în creștere. Să fie hrănită bine, colonia are și turtă proteică și energetică. Ia să le mai dau niște turtă energetică dacă tot am
deschis-o. În turta proteică vreau să vă spun că am și scorțișoară, ceva nou, un nou ingredient băgat în turtă. Iată, au mâncat aproape tot, hai că le dăm energetică, dacă vor energetică. Au sirop, au turtă energetică, toate condițiile să crească bocilii foarte bine. Astăzi suntem în ziua a doua, fiindcă suntem pe data de 4, au 5 zile, mai au 4 zile de hrănit bocilii. Lucru foarte, foarte fain, deci super, super mulțumit de luarea în creștere, mă duc să aduc un cutter. Acum vorba vine, m-am vindecat 50% de boala care sufăr eu. M-am vindecat 50% cu această luare în creștere, așa frumos. Punem niște turt aici. Iată ce frumos mănâncă turta. O să o filmez zilele următoare, exact cum fac eu turta aceea. A durat ceva timp până am ajuns la rețeta respectivă, dar frumusețea turtei acestea proteice este că nu o conține zahăr. Stați, albinuțelor, că vă mai aduc niște turtă. Aceste familii crescătoare nu trebuie să te zgârcești la hrană. Vă dați seama, acestea aduc, cum să zic eu, viitorul stupine, cum ar veni. Așa. Turta stă un pic suspendată, așa că n-am plutit albinuță. Frumos. Frumos. Mai vin de verific consumul de turtă și de sirop. Dacă văd că a consumat siropul, da, cred că o să le ajungă până căpăcesc aceste boci. După căpăcirea bocilor, voi elimina toate reginele care au fost cuvă, ros, care nu s-au dezvoltat. Elimin tot acum. Acum voi reînnoi toate reginele care nu mi-au plăcut. Și voi transvaza a doua serie. Voi mai da încă 20 de larve în creștere. Dacă aveți întrebări în legătură cu mutarea larvelor, vă răspund cu toată plăcerea. Dar singura chestie este să fie familia donatoare de larve bine hrănită, ca în momentul în care luați acele larve să aibă lăptișor suficient și încă o chestie este să nu puneți dumneavoastră lăptișor în boci, cu toate că se practică de apicultorii profesioniști, fiindcă nu ai de unde să știi ce vârstă are lăptișorul față de larvă, fiindcă compoziția lăptișorului se schimbă odată cu creșterea larvei, să zicem așa. Și dacă tu ai luat de la o botcă de roire niște lăptișori, ai amestecat cu un pic de apă, ai băgat în cupule, ai adăugat larva, te duci înapoi, bagi bocilii în
colonia crescătoare, albina, primul lucru care îl face în primele ore este să înlocuiască acel lăptișor, ca să pună lăptișorul cu compoziție corectă pentru larva de vârsta respectivă. Acum ori fi contraziceri, ori fi, nu mă interesează, eu așa știu. Pentru mine, la nivel de hobbyist, e foarte bine. Bun, cam atâta. Bucurie, luare în creștere 100%, hai să zicem 90%, să nu fim așa, dar cam toate sunt luate în creștere. Și până data viitoare, numai bine!